stau de vorbă cu Miclo Ferenț, un prieten columbofil din localitatea Târcaia, județul Bihor. Salut, Feri, ce mai faci? Bine. La ultima etapă de fond a clubului columbofil de maraton Transilvania, cu lansare din localitatea Benesov, din Cehia, ai participat și tu cu câțiva porumbei și ai luat locul 1 cu porumbelul pe care îl ții în mână. Da, da. Poți să îmi spui seria porumbelului și să... Seria porumbelului 04-69-310, mascul, din 2012, porumbelul. Ce poți să ne spui de acest porumbel? De acest porumbel am uitat să l-am primit de la Adi Domocoș. E un mascul. Și mama sa am de la familia Miclo, de la Oradea. De părinți numai atâta pot să zic acum. Porumbelul, zic că a avut și noroc, am, nu știu ce să zic. Că la primul fond a venit bine, s-a clasat. La doilea fond a venit târziat, nu prins clasamentul. Și am avut o surpriză și mie. Ce poziție de cuib avea porumbelul la etapa? La etapa asta chiar că nu a avut nici poziție. Nici perete, nu a avut, nu știu. A venit bine, nu știu, a avut noroc. Nu am ce să zic altceva. Povestește-mi, te rog, cum ai constatat sosirea porumbelului. Era o zi frumoasă și din cauza prietenul tău Arpi se căsătorea? Eram la nuntă. La prietenul meu chiar așteptam fotograful să vină să facem poze. Și zic la prietenul meu, hai că... Fug până acasă, că lui au venit două porumbele odată. Fix, hai că fug până acasă să văd, am ceva, nu am. Și când vin, am masculul ăsta. Și după aia am fugit de iar înapoi la nuntă. Tu ești unul dintre membrii fondatori ai clubului de maraton Transilvania și te-aș ruga să spui câte ceva despre această inițiativă și despre felul cum au decurs lucrurile în acest prim sezon. Ca la început am cam fost greu, dar vreau zic, mergem pe un drum bun. E ok. Și mai ușor și pentru noi, nu trebuie să avem la Oradea să ne îmbarcăm porumbei. Și eu zic că mergem bine. Ce planuri de viitor îți faci în columbofilie? Am asta nu știu. Ce planuri, ce de Dumnezeu am, ce să zic, am, nu știu. Nu cred că vreau să zbor. Și la anul cu porumbei, mă gândesc să fim mai puțin, că nu prea am avut timp anul ăsta să mă ocup de ei. Facem cum putem. Feri, eu te felicit pentru performanța de la acest concurs de fond și îți doresc să ai multe alte împliniri cu porumbei. Mersi, fain.